Îți mulțumim pentru seara aceasta. Mulțumim pentru cuvântul Tău. Mulțumim pentru că ne-ai trimis pe Împăratul Slavei. Și mulțumim că dai cu bucurie împărăția. Mulțumim că o dai pe sărăcie în Duh. Doamne, învață-ne și ajută-ne în neputința noastră. Du-mă pe stâncă pe care nu pot ajunge, că e prea înaltă pentru mine. Mulțumim încă o dată pentru cuvântul Tău, care e o lumină și o candelă pe calea noastră și un îndreptar al vieții. Cercetează-ne inima și pune-ne pe calea veșniciei. Mulțumim. Amin. O să vă rog să ocupați locurile, frate Beni. Hula împotriva Duhului Sfânt o las în seama dumneavoastră ca să o rezolvați. Dacă aveți foarte mari întrebări legate de ea, ne putem întoarce în capitolul 12, dar cum este penultima noastră întâlnire, avem probabil două, dacă aș putea înghesui trei în seara asta, ar fi poate mai bine. Mâine e ultima întâlnire și destul de scurtă. În capitolul 13 avem pildele sau tainele împărăției lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie. Oare ce cerem de la Dumnezeu când spunem vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ? Ce împărăția? Cum arată împărăția lui Dumnezeu? Matei, interesant, grupează pildele împărăției în capitolul 13. Dacă veniți cu mine pe parcursul Evangheliei, am avut pe împăratul și împărăția lui, primele patru capitole, 5-7, avem Evanghelia împărăției predicată de pe munte, apoi avem puterea împărăției demonstrată în minunile pe care Domnul Iisus Hristos le face și pe urmă avem misiunea împărăției, dacă vreți apostolii ca extensie mesianică, se duc și fac exact lucrarea Domnului Iisus Hristos, sunt trimis să facă lucrul acesta. Întrebarea cu care am rămas este, nu cumva și biserica ar fi trebuit să continue exact în același tipar? Este modelul apostolic normativ pentru biserică și va vorbi despre Toma, despre granița respectivă. Și cred eu că în desfășurarea planului lui Dumnezeu, noi n-am intrat în capitolul 8 și 9, acolo aș fi discutat mai pendelete lucrul acesta, în desfășurarea planului lui Dumnezeu există câteva etape distincte și mulțirea pâinilor poate ilustrează cel mai bine lucrul acesta. În primul rând este etapa Iisus Hristos, apoi este etapa apostolilor. Când cercul apostolic se închide, intrăm într-o nouă etapă, în etapa bisericii, a mulțimilor care sunt hrănite. Eu obișnuiesc să spun, apostolii au băut de la izvor, ei au avut harul revelației, noi bem din găleata pe care ei ne-au adus-o de la izvor. Noi nu mai avem acces la revelația lui Dumnezeu, nu suntem insuflați, niciunul dintre noi nu adaugă la Scriptură. Și aici este problema mea mare cu cei care îndrăznesc să spună așa vorbește Domnul. Dragii mei, ei puteau spune așa vorbește Domnul, noi spunem așa scrie în Scriptură. Cu alte cuvinte, dacă te uiți în Evrei, capitolul 1, versetul 4, atunci Evanghelia aceasta, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care a fost propovăduită, vestită mai întâi de Domnul, asta este prima etapă, apoi de cei care au auzit-o și al căror mesaj Dumnezeu îl întărea prin semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Deci apostolii au trebuit legitimați într-un fel pentru că ei urmau să ne lase lucrurile de care vor depinde veșnicia noastră, mântuirea noastră. Noi venim la scrierile apostolice și aproape toți, afară de Ioan, zic unii, toți au plătit cu viața relația lor cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci există o graniță clară între apostol și noi. Și eu nu cred că eu pot să vin cu pretenția să zic Dumnezeu trebuie să lucreze în același tipar normativ ca și atunci.
Acum mai este încă ceva. Eu cred că bolile, într-adevăr, țin de păcat. Dar nu vorbesc de păcatul personal al fiecăruia. Cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui? Domnul Iisus spune, nici el, nici părinții lui. S-a născut așa, arată în el slava lui Dumnezeu. Dar vorbesc de păcat în general. Odată ce păcatul a intrat în lume, el a venit și a făcut o grămadă de stricăciuni pe toate planurile existenței noastre. Luați planul moral, luați planul spiritual, luați planul social, luați planul familial, luați planul ecologic, luați planul social, indiferent în ce domenii te miști, păcatul a afectat toată această realitate. Știu și Scriptura îmi spune că va veni o zi când Dumnezeu va șterge orice lacrimă, suferința, boala, moartea nu vor mai fi. Și eu strig din toată inima mea, adă Doamne ziua aceea mai curând, da. Câte vreme trăim în trupul acesta, trupul nostru este supus morții din pricina păcatului. Și atunci, dacă tragi o graniță între epoca apostolică sau era apostolică și între restul bisericii, nu mă mir de faptul că nu mai văd întâmplându-se, motamo, în mod normativ, aceleași lucruri de-a lungul istoriei. Asta nu înseamnă că Dumnezeu s-a schimbat, nu? Dumnezeu nu s-a schimbat, și-a schimbat strategia conform căreia El lucrează. Și ceea ce observ astăzi și spun alții, n-am experimentat eu direct, dar ori de câte ori Evanghelia vine și presează la granițele împărției întunericului, Dumnezeu lucrează în mod tainic altfel decât lucrează între noi. Da? Ei n-au Scriptura, nu știu dacă l-ați auzit pe Ravi Zăcăraia, vorbind despre lucrarea lui Dumnezeu între musulmani. Se întâmplă lucruri incredibile și eu cred într-un Dumnezeu care face minuni, cred într-un Dumnezeu care poate vindeca și astăzi. Dragii mei, dacă n-aș crede în lucrul acesta, nu l-am avea pe întâiul nostru născut, în întâmplarea numită Emanuel. După medici n-ar fi trebuit să-l avem. Eram amândoi tineri, ne-am pus pe genunchi, am pus în mâna Domnului lucrurile, l-avem pe el, l-avem pe Filip, l-avem pe Andreea. Dumnezeu lucrează și astăzi și nu este unul între noi care să nu poată depune o mărturie cu privire la lucrarea tainică și miraculoasă a lui Dumnezeu, simplul fapt că respir, că exist, că vă spuneam dimineața de lucruri prin care a trecut familia noastră. Dragii mei, dacă n-am fi crezut într-un Dumnezeu care poate să facă ceva, nu ne-am fi rugat, pur și simplu. Nu s-ar fi rugat zeci de mii de oameni pe toată planeta asta. De ce Dumnezeu face o dată și nu face data viitoare? Nu știu. Dar în mod evident trăim într-o altă epocă decât epoca apostolică. Nu cred că toți bolnavii din vremea Domnului Iisus au fost vindecați. Nu cred că toți bolnavii din vremea apostolilor au fost vindecați. Da. Și atunci aceste puteri ale împărăției practic anunțau inaugurarea împărăției lui Dumnezeu. Ați voie să vă duc într-un alt domeniu, Anania și Safira, ați auzit de ei, nu? Intră în adunare, mint pe Duhul Sfânt, zoom, pică morți, în plină adunare, imaginați-vă, să intre cineva, să cade mort aici. Cum ar fi fost ca Dumnezeu să fi lucrat după același tipare în continuare? Ați fi careva pe aici? Niciunul dintre noi. Dar Dumnezeu și-a retras într-un fel mâna, a dat un semn al împărăției lui, și-a retras mâna, și-a așteptat ca lucrul acesta se întâmple universal vorbind, în momentul când va veni judecata, când el va despărți pe unii de alții, când îngerii lui Dumnezeu, ne spun pildele împărăției, vor veni și vor alege neghina de grâu, peștii buni de peștii răi. În felul acesta se termină capitolul 13. Am vorbit apoi despre chemarea împărăției la odihnă. Și am văzut că odihna pe care Hristos a venit să o aducă n-a fost nici măcar vindecările trupești. Mulțumim lui Dumnezeu dacă El o face, dar la ce s-ar folosi să-ți prelungească Dumnezeu viața încă 10 ani dacă termine în fundul iadului existența ta veșnică? Cu alte cuvinte, El a venit să aducă odihna acelei relații pierdute cu Dumnezeu în care am fost alungați din prezența Lui și ne-am trăit viața în bucla asta fără șira deșertăciunii, tânjind după lucrurile pe care le-am pierdut, dar pe care Vechiul Testament nu ni l-a putut da și a venit Domnul Iisus, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, să ni le dea. Și tot El ne vorbește și despre tainele sau, dacă vreți, natura împărăției lui Dumnezeu. Acum,
Atunci când citești Evangheliile, în Ioan nu avem, dar în celelalte, în cele sinoptice, avem și învățătură și pilde. Comunicarea prin pilde este ea specială și de foarte multe ori, ca și când avea un elastic în mână, poți întinde o metaforă, o analogie, o pildă în ce direcții vrei. Și dacă supralicitezi lucrurile, de acolo poți ajunge la tot felul de erezii și aberații. Eu nu cred că într-o pildă există doar un singur lucru și restul este umplutură. Cred că pilda are un mesaj în contextul ei, dar cred că Dumnezeu poate folosi și umplutura, zic eu, ca să-ți comunice adevărul. Ce sunt pildele? Sunt istorioare construite din elemente obișnuite. De pildă, dacă vin în textul nostru, am un semănător, nimic nou pe pământ, deci semănătorul era o figură obișnuită în vremea aceea, trăim într-o țară agricolă, trăiau din ce rodea pământul, un semănător, sămânță, neghină, sămânță de muștar, aluat, ogor, comoară, țarină, negustor, năvod, pești, nimic fascinant, interesant, neauzit, nemaipomenit, da? Lucruri extrem de obișnuite. Dar Domnul Iisus, care vine din împărăția lui Dumnezeu, ține de împărăția lui Dumnezeu, cunoaște împărăția lui Dumnezeu, care este creatorul însuși, spune Biblia, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Răgii mei, cine altcineva? El singur spune, voi sunteți de jos, eu sunt din sus, voi sunteți din lumea aceasta, nu sunt din lumea aceasta. Dar El a creat lumea aceasta. Eu cred că universul material este o reflectare a universului spiritual. Dacă vreți, un pasaj spre universul spiritual. Așa cum cortul întâlnirii m-a ajutat să înțeleg realități cerești, era o fereastră deschisă spre cer și, în mod special, ziua ispășirii, așa întregul nostru univers material vorbește despre realități spirituale. Noi nu le mai pricepem. De ce? Ni s-a întunecat mintea din pricina păcatului. Dar a venit Domnul Iisus Hristos și El a putut apela la lucruri extrem de obișnuite din jurul Lui. De aceea, pentru El, tot ce vedea devenea, într-un fel, un mijloc de a vorbi oamenilor despre alt fel de realități, despre realitățile spirituale. Dar ce face Domnul Iisus? Ia aceste elemente obișnuite sau istorioare construite de elemente obișnuite și le ridică pe un alt plan, le dă un alt înțeles, pentru că El leagă cele două planuri, da? El este prezent în ambele planuri deodată. Este prezent și între cele șapte sfeșnice de aur, deci între noi, în lumea noastră, este prezent în același timp și în sala tronului lui Dumnezeu. Dacă aș încerca o privire de ansamblu asupra pildelor împărăției, le aveți în fața voastră. Este pilda semănătorului, este pilda neghinei, este pilda grăuntelui de muștar și aluatului, este tâlcuirea pildei cu neghina, este pilda comorii din țarină și a negustorului de mărgăritare și este pilda nevodului. Deci astea sunt pildele împărăției din capitolul 13. Acum, dacă mi-aș construi predica din întregul capitol sau ora biblică din întregul capitol, m-aș întreba dacă Duhul Sfânt a avut vreun scop prin felul în care a aranjat pildele și ce pildă unde a pus, dacă există vreo legătură dintre toate acestea. Primul element pe care l-aș putea observa este că Domnul Iisus începe cu pilda semănătorului și ne spune că inima omului este pământul. Semănătorul aici seamănă sămânța. Există doi semănători și două feluri de semințe. Deci, inima omului este pământul, pilda semănătorului. În pilda neghinei vine vrășmașul, seamănă și el. Deci există doi semănători și două feluri de semințe. Să presupunem că ai fost destul de înțelept să refuzi sămânța greșită și nu uitați, sunt o groază de învățători mincinoși, o groază de proroci mincinoși, Vechiul Testament mustește de ei. Să găsești unul bun, trebuia să întorci lucrurile, să dai deoparte alți 25. Nu cred că lucrurile s-au schimbat nici astăzi. Există întotdeauna falsul, există și elementul real. Țin minte, am întrebat pe unul din frații mei penticostali, mulți poate îl cunoașteți, la voi în biserică sunt proroci? El zice, nu sunt. Nici tot clipit, zice, nu sunt.
dar eu cred în proroci, cred că există proroci care vorbesc din partea Domnului adevărul. Dar acum, există un pământ care e inima ta și există doi semănători, două feluri de semințe. Dacă am primit sămânța cea bună, una din frustrările noastre este sămânța de muștar. Dom'le, este cea mai mică dintre toate semințele și crește tare greu până să ajungă un copac mare în care să-și adăpostească păsările cerului, existența, să facă cuib în păsările cerului. Și de aceea stau și mă întreb de multe ori, de ce s-aș atât de încete schimbările în viața noastră? Cum e împărăția asta lui Dumnezeu? Noi am vrea să ne întoarcem la Domnul astăzi și bum, mâine să fim alți oameni. Am putea apăra alții pentru cei de departe, nu pentru cei din casa noastră. Ei ne văd. Văd toate zdrențele omului vechi care nu sunt dezbrăcate. Și, Doamne, greu e procesul. Dezbrăcarea omului vechi vine de obicei cu piele cu tot. Și atât de mult te-ai obișnuit cu zdrențele astea încât nu-ți vine să le dai jos. E sparte din tine. Da, dar ele nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Nimic în tine acest purcat nu va intra acolo. Și atunci dezbrăcarea nu este opțională. Este obligatorie. Căutați pacea cu tot și sfințire, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Acum, dacă procesul este încet de multe ori, se mai ridică încă o întrebare. Cât sunt dispus să plătesc pentru comoara? Păi dacă nu descoperi comoara și nu înțelegi ca fiind o comoară și nu înțelegi că fiind atât de valoroasă încât să merită să renunți la o prietenie, de pildă, care nu-i după voia lui Dumnezeu, la o slujbă care te face să mergi împotriva lui Dumnezeu și a adevărul sistemului de valori, se merită să renunți la toate acestea. N-ai înțeles nimica. Și Pavel este un bun exemplu. Ca să-L câștige pe Hristos, toate le-a socotit ca un gunoi. Ca un gunoi. Ei, abia când înțelegi valoarea comorii din țarină sau mărgăritarului de mare preț, abia atunci ești dispus să plătești prețul pentru ele. Și ultima pildă cu nevodul este interesantă, pentru că și pilda cu neghina și pilda cu nevodul aduce la momentul acela decisiv final și neghina și greul. Și pești bun și pești rei, da? Și îngerii lui Dumnezeu sunt cei care aleg, nu-i treaba voastră. Dragii mei, nu trebuie să te erijezi tu în judecătorul fraților tăi și să ai ultimul cuvânt în toate lucrurile. Eu totdeauna obișnuiesc să spun, mai lăsat și în seama Domnului să mă judece și el ceva. Da? În mod special, imediat după 90 a fost așa o zbatere în lumea neoprotestantă. De ce? Pentru că în bisericile noastre erau informatori. Ei știam. Da? Știam că în fiecare luni păstorii sunt chemați la împuternicit. Și trebuie să dea socoteală de toate. Știam că toate listele de botez trebuie să fie semnate de împuternicit. Altfel, erai tăiat afară de pe listă și nu știai de ce. Le știam toate acestea. A venit Revoluția și unii dintre noi au vrut și, Doamne, mult a durat povestea asta în lumea evanghelică. Dosariadele, da? Denigrările, scoaterea la lumină. Până în ziua de astăzi primesc tot felul de documente, dragii mei, cu numele unuia și altuia, le dau delete direct. Dacă nu-mi intră în trash automat, le dau delete. Păcat de ochii mei să citesc probleme de felul ăsta. Nu că nu sunt reale multele, ci mai judece și Domnul câte ceva. Cu alte cuvinte, la urmă, Dumnezeu va trimite pe îngerii săi, va separa neghina de greu, peștii buni de peștii răi. Și e treaba îngerilor, nu-i treaba noastră. Eu cred că tot ce pot face astăzi este, dacă am ceva împotriva fratelui meu, vom vedea în sesiunea ultimă, dacă reușim să o adăugăm la astea la alte, ce-am de făcut eu în biserică, atunci când fratele meu a păcătuit împotriva mea. Deci, inima este pământul sau pământul este inima, doi semănători, două feluri de semințe. Chiar dacă ai ales sămânța bună și te-ai deschis pentru ea, procesul nu este totdeauna ușor și scurt la durată, ci este de multe ori încet, dar marea întrebare este cât ești dispus să plătești pentru comoara din țarină. Și lasă-L pe Dumnezeu să rostească ultimul cuvânt, să aleagă El oile de capre și să rostească judecata. El, înaintea Lui, totul este gol și descoperit. Ați voie să le iau pe rând. Atenție, există doi semănători și două feluri de semințe.
Sămânța, și asta este interesant în pilda noastră, nu numai între noastre, e interesant în universul material al Dumnezeu. Sămânța are puterea să transforme inima omului după chipul și asemănarea semănătorului. Deci dacă dracul seamănă în inima mea, eu voi deveni ca și el. Chipul lui se va modela, omul vechi se va mulți, zdrențele omului vechi se vor încetățeni în viața și în existența mea. Dacă schimb, mă deschid pentru celălalt semănător, cu celălalt soi de sămânță, atunci sămânța are puterea să apuce pământul și să o transforme după chipul și asemănarea semănătorului. Știți de ce? Pentru că sămânța este cuvântul semănătorului. Ori cuvântul semănătorului este semănătorul însuși. Nu? Semănătorul însuși. Pentru mine este o taină, aceștia care cunoașteți agricultura, iertați în poezia, dar imaginați să ai o brutărie și să faci cea mai bună pâine, pâine de pecica. Da? Bunii era specialiste. Când aducea pâine de la copt, dragii mei, coaja aia rumene. Nici nu vine să mă gândesc la ea, n-am mai mâncat pâine de aproape două luni jumate, dar nu puteai rezista la ea. Pâinea. Imaginați-vă că într-o dimineață, în loc să vă aducă camionul făină, vă aduce cel mai bun pământ din Arad. Și dă drumul cu bascula cu ușa brutăriei. Și tu ieși afară pentru că te așteaptă magazinele ca să le umpli cu pâine bună și zici, ce ai făcut aici? Zice, se m-a dus să faci pâine. Pa, scandal. Dar, interesant, Scriptura spune, sămânța că stă în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, la aduce roadă. Un grăun te dă 100, altul 60, altul 30. Acum înțeleg, eu am pus un bob în pământ și ăla mi-l iau înapoi la sfârșit. Are alte 99 de unde sunt? Nu? De unde și la alte 99? Păi nu pot fi de nicăieri în altă parte decât din minunea aceasta pe care sămânța, puterea asta extraordinară. Acum vom ajunge la semănător și la sămânța lui, dar nu uita, sămânța are puterea să transforme inima sau pământul, dacă vreți, într-un chipul și asemănarea semănătorului, pentru că sămânța este cuvântul lui. Cuvântul lui. Ați-mi voie să mă întorc la originile istoriei, la semănatul din Eden. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Întorc pagina, știți ce urmează. Nu-i bine ca omul să fie singur, om să-i fac un ajutor potrivit, vin animalele, vine femeia și vine pe urmă capitolul 3. Șarpe era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Nu știm de unde vine, nu știm cine este, putem specula cu privire la căderea lui Lucifer. Știm un lucru, este o ființă creată. Da? El a zis femeii, oare, a zis Dumnezeu cu adevărat, să nu mâncați din toți pomii din grădină? Observați, pe de-o parte, a venit Dumnezeu și a semănat în urechea și în inima omului și a zis, aveți aici textul, Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat într-o grădină și i-a zis. Și ăsta este semănatul lui Dumnezeu. A venit șarpele și a zis și el, povestea continuă. Au zis să nici nu ne atingem de el, în ziua în care ne atingem vom muri. Nu veți muri. Vei muri? Nu vei muri. Două feluri de semințe. Cad în aceeași inimă. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 2, ca să nu cumva să credeți că povestea asta a rămas doar în Genesa, Pavel îi scrie lui Timotei, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. M-ai întrebat cum se poate, nu știu, uite aici un text. Se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhurile înșelătoare și de învățătura dracilor. Unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor. Dragii mei, o erezie este cu atât mai dăunătoare, cu cât conține mai mult adevăr.
De ce credeți că Domnul Dumnezeu a spus, dacă vine în numele meu un proroc și vă spune 99% adevăr și 1% minciună, omorâți-l cu pietre? Pentru că minciuna aceea, cel 1%, într-un fel l-a otrăvit tot restul. Știu că eram în Coloseni, în 87, 88, 89, acum am reluat cartea Coloseni și nu știam cum să ilustrez toate învățăturile acelea de acolo. Și Dumnezeu mi-a dat o idee. Andreea, cum făcea floare, avea tot felul de vase. Am luat, imaginați-vă, o cupă mare de sticlă, care am umplut-o cu apă cristalină. Și eu atunci lucram cu tușuri, da? Cu tușuri, aveam rotingurile și aveam tuș galben, tuș roșu, tuș verde, tuș de toate, da? Pentru că asta mi-era meseria. Și mi l-am pregătit pe un von și aveam vasul acela super de sticlă. Și am luat jucăria aceea cu tuș și am dat drumul doar o picătură. Ce crezi că s-a întâmplat? Enfuzau-o, da? S-a colorat toată apa. Când am luat o altă picătură, nu o singură picătură, pac, pac, răzii mei, s-a creat o năclăială în vasul meu și asta este problema. Dacă ai un strop de neadevăr, toate sună foarte bine, dar pentru că nu cunosc Scriptura foarte ușor, ți se strecoară lucruri care n-au nimic cu Dumnezeu, n-au nimic cu Scriptura. Tu le înghiți din pricina cașetei în care sunt toate puse. Dacă citiți cărți despre yoga, pline cu versete biblice, pline, dragii mei, cu texte scoase din context, atenție, Pavel vine și ne spune, nici noi nu suntem feriți. Povestea asta a rămas aceeași de la facerea lumii. Există doi semănători, două feluri de semințe, care își dispută întâietatea într-un singur pământ, în inima omului, în cel creat după chipul lui Dumnezeu. Observați învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roș în însuși cugetul lor. O, dar vorbesc foarte frumos, parcă vorbesc din Biblie. Scriptura spune, vorbesc minciuni însemnați în însuși cu fierul roș în însuși cugetul lor. Sau dați-mi voie să iau 2 Petru, capitolul 2, un capitol întreg. Te îngrozești când îl citești. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși. Zicem că ăștia sunt prorocii Vechiului Testament. Cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura, ce scrie mai departe? Pe furiș. Cum adică strecor pe furiș? Păi toate ereziile se strecoară cu Biblia deschisă între mine și auditoriu, toate. Nici unul nu vine să-ți fure mintea cu Coranul sau să-ți fure mintea cu mai știu eu ce altceva. Dacă ar veni cu altceva, l-ai împinge deoparte, l-ai scoate afară din casă. Dar vin cu Biblia, toate învățăturile. Deci, proroci mincinoși vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furișele zi nimicitoare. Ei se vor lepăda de stăpânul care... Când i-a răscumpărat? M-a întrebat, cum se poate ca Iuda, din ucenic al Domnului Iisus, să ajungă vânzător? Nu-i foarte complicat. Nu uitați, la cina, când Domnul Iisus spune... Du-te și fă, zice, Satan a intrat în el. Asta, Satan bătea la ușa inimii lui de multă vreme. Și bătea la ușa inimii lui prin teologii, dragii mei. Prin gânduri care păreau plauzibile, care musteau, care l-ar fi făcut erou pe Iuda. Când a văzut că dat în bară, în loc să pochească, s-a spânzurat. Dar se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat, și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Dar tragedia vine în versetul următor. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor adevărului va fi vorbită de rău. Dacă citiți mai departe capitolul 2, vă îngroziți ce s-a întâmplat. Ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut calea adevărului, ca după ce au cunoscut-o să întoarcă în troaca de porci, în mocirla din care au fost scoșiei și urmă, cei care i-au urmat. Cu alte cuvinte, asta a fost dintotdeauna o realitate. Cum își pregătește Dumnezeu biserica pentru ea? În Efeseni
unde e vorba din nou despre viclenia și șiretenia unor astfel de oameni, el spune, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea, desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclănia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Dragii mei, într-o biserică sănătoasă se întâmplă trei lucruri în fiecare membru din ea. Sau ar trebui să se întâmple trei lucruri. Într-o familie creștină, rolul preotului sau al tău sau al meu este să văd cele trei lucruri întâmplându-se în membrii familiei. În primul rând, să creștem în stabilitate doctrinară, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. În al doilea rând, să creștem în caracter, un caracter cristic, un caracter asemănător cu al Domnului Iisus, să ajungem la Cel ce este capul. Al treilea rând, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură în măsura ei, să creștem în slujire. Sunt cele trei lucruri care ar trebui să definească într-un fel eforturile bisericii, trei linii pe care se analizeze starea bisericii la adunare generală. Cât am crescut în cunoașterea căilor Domnului, că altă când urăși căile Domnului, poți ști câte versete din Biblie vrei. Te rătăcește în inima ta. Dumnezeu se descusă din tine. Să creștem în trăirea acestor adevăruri, în caracter, dacă oamenii nu zic, măi, omul ăsta de când s-a pocăit, nu mai fură, nu minte, plătește taxele, toate, deci nu mai poți face cu el târguri pe care le făceai altă dată. S-a întâmplat ceva cu el. Dragii mei, dacă nu se întâmplă așa ceva, te-ai mutat dintr-o biserică în alta, dar ești tot în împărăția celui rău. Și să crești în slujire. E mai fericit să dai decât să primești. În împărăția lui Dumnezeu nimeni nu stă cu mâine încrucișate. Lucrarea de slujire o fac sfinții, nu prezbiterii. Sfinții fac lucrarea de slujire. Ioan, pentru că anticristul era pe scena istoriei încă de atunci, da? Ioan spune preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Cum poți identifica și evita învățătura dracilor? Deci, acest dublu semănat este o realitate care caracterizează întreaga istorie. Nici noi nu suntem scutiți de ea. Și de aceea nu te deschide pentru orice fel de învățătură. Le spun tinerilor, vă spun și vouă. Nu credeți o boabă din ce vă spun. Eu spun cu hotărâre, pentru că cred în ele, dar voi ar trebui să aveți o inimă înțeleaptă, să mergeți să vedeți dacă ce vi s-a spus este sau nu așa. Da. Și atunci, nu mai caz ușor, nu-ți fi în sufletul pe mâna tuturor guralivilor, cum sunt și eu. Deci, cum poți cerceta duhurile dacă nu te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în tot adevărul? Când va veni El, vă va călăuzi în tot adevărul. Nu va vorbi de la el, va vorbi tot ce va fi auzit. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu, când a fost trimis, primul lucru care se întâmplă când Duhul coboară într-un om, deschide mintea să priceapă Scripturile. Asta a făcut Domnul Iisus în camera de sus. Deschide mintea să pricepi Scripturile. Ori de câte ori te pleci pe genunchi, rugându-te pentru lumina de sus din partea lui Dumnezeu, așteaptă ca Duhul lui Dumnezeu să-ți descopere adevărul Scripturii. Adevărul Scripturii. Deci, ca să poți deosebi duhurile, trebuie să ai Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească. Să presupunem că ne-am ferit de șoaptea celui rău și de învățăturile dracilor și am primit doar învățătura bună. De ce este atât de anevoioasă transformarea lăuntrică a fiecăruia dintre noi? De ce nu sunt mai vizibile salturile acestea, să rezolvăm problema, să ajungem sfinți a doua zi. Acum, pilda cu grăuntele de muștar și cu aluatul poate vorbește de la sine. Observați, este un proces, un proces care sigur merge într-o anumită direcție, dacă toate sunt bune, dar lucrurile nu se întâmplă de pe o zi pe alta.
de când cu mâncarea asta bio și cu... I-am făcut și la Nora un solar. Și mai duc de la Arad plante, dar acum la mine în bibliotecă Nora a pus niște tăvițe, habar n-am ce-a pus în ele și un nylon peste ele și n-a trecut decât foarte puțin timp și începe să răsară plantele. Și deja roșiile noastre sunt atâtea, acum nu scalarate, dar sau la curtici. Dar sunt acolo roșiile respective. Doamne, greu cresc și greu apuc să culeg roșiile pe ele. Trebuie să treacă cu lunile de acolo. Mai imaginați-vă, procesul este sigur dacă toate sunt asigurate, dar nu se întâmplă peste noapte nimic. Semănătorul seamănă sămânța, după care așteaptă cu răbdare să vină și culesul. Și se uită în sus și se pune în genunchi și se roagă și... Dar la urmă, dacă toate sunt bune, Dumnezeu îți dă harul să și mănânci din rodul muncii tale. În Matei, capitolul 12, versetul 31, Iisus le-a spus o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamnă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cel mai mic dintre toate semințele. Cu alte cuvinte, este o realitate neglijabilă. Cel mai mic dintre toate semințele, dar... Și asta este taina împărăției. Aproape că nu bagi de seamă ce s-a întâmplat. Nu simți, nu te-o trăznit, nu te-o cutremurat, nu ai avut nu știu ce experiență. Unii le au slăvit să fie Domnul, dar nu le poți transfera și la alții. Și te întorci la Domnul și încetişor. Eu văd minunea asta și vă spun, este mare, mare pierdere să n-aveți în grup oameni care îl caută pe Dumnezeu și să-i vedeți când se întorc la el și ce se întâmplă în viața lor și în familia lor și în jurul lor. N-am să uit niciodată o experiență interesantă. O fată făcea farmacia la Cluj, se întoarce la Domnul și secretar se căsătorește cu un băiat din familia noastră. Maica sa, secretar de partid. Și la logodna lor, cred că v-am mai spus istoria asta, auzim, eram într-o sală anexă a bisericii și auzim, bum, se întrântește poarta de la curtea bisericii. Ea vine ca o leoaică, bărbatul s-o venea trei pași după ea, da? Trei pași după ea. Ca o leoaică, deschide ușa și începe să drăcuiască. Trântește ușa, le-am crezut că o sparge toată și pleacă. Piu, logodna, fiice ei. Alții mei, nu a trebuit vreme să ne reculegem după toată povestea asta. Femeia asta se întoarce la Domnul. Soțul ei se întoarce la Domnul. Bună sa, bunul soț se întoarce la Domnul. Ce am văzut în viața mea este cu împărăția lui Dumnezeu, când întunericul se face lumină, lumina asta nu poate fi biruită de întuneric. Și cum lumina începe să invadeze întunericul din jur. Ori de câte ori mă întâlnesc cu femeia asta, ori de câte ori vine și vă rog să mă iertați, vă rog să mă așa mi-i de rușine. Bă, eu scumpă, da? Eu scumpă. Nu puteai ajunge secretar de partid dacă n-aveai gură mare. Și dați seama. Dar să vezi transformarea aceea. Și asta spune Domnul Iisus. Când sămânța aceea cade în pământul inimii tale, oricât de neglijabilă este sămânța în mărimea ei, începe să lucreze și viața începe să se vadă. Până la urmă, păsările își fac cuib în ramurile lui. Ai răbdare. Procesul de sfințire cere timp. În zilele astea am vorbit despre familie prin Statele Unite, în diverse biserici. Și teoria mea despre familie este că fiind celula de bază a bisericii, dacă nu țintești să devii o biserică, nu știi ce e o familie sănătoasă. N-ai o familie sănătoasă decât dacă așezi pe coordonatele unei biserici. Pentru că ea devine cu timpul oricum. Poți să mergi la Uniunea Baptistă să ceri autorizație de funcționare când ajungeți 21 cu nepoți și strănepoți. Da? Deci, în familie, de multe ori când unul dintre cei doi se hotărăște să ia în serios responsabilitățile primite de Dumnezeu, problema cea mai mare este lipsa de răbdare celuilalt. Nu i-am mai dus la soția mea de 25 de ani o floare.
Și în sfârșit îmi iau inima în dinți și cumpăr un buchet de flori și vin cu el foarte... Și am uitat care este culoarea ei preferată. Da? Și vin și îi dau florile și ea se uită la mine, se uită la flori. După care le ia, le rupe și le aruncă în coș în fața mea. Știți când va primi următorul buchet? Peste alți 25 de ani. Da? Ori, dacă nu ai răbdare și să iei strângăciile celui care încearcă să schimbe ceva în viața lui, dacă nu ai răbdare, nu vei avea niciodată ceea ce îți dorește. Ori, răbdarea și îndelungă răbdare sunt o roadă a Duhului Sfânt, da? Este o roadă, este parte din împărăția lui Dumnezeu. Comoara din Salină și mărgăritarul de mare preț. Cât ești dispus să dai pe comoară? Cât ești dispus să dai pe comoară? Care din voi luați un microfon să citiți textul, mai odihnesc eu ochii? Aveți un microfon sau să continui eu cu cititul? Deci împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei, de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Interesant, unul dă peste ea, celălalt o caută. O caută. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Și îl cumpără. Întrebarea este, omul nostru a vândut tot ce are ca să aibă comoara. Imaginați-vă ce valoare trebuie să aibă în ochii lui lucrul acesta ca el să vândă tot ce are și unul și altul. Unul dă peste altul, o caută. Dar când o găsește, nimic nu are și comoara respectivă. Gata să renunțe la orice altceva. Cât prețuiește împărăția pentru mine, dar împăratul ei? Uitați-vă la tânărul acesta numit Saul din Tars. Foarte sârguincios. Educat la picioarele lui Gamaliel, care spune despre sine, era mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești, dar... Când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și care m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine, pe fiul său, îndată, aș putea zice, am vândut tot ce am. Am renunțat la absolut totul, ca să nu pierd comoara. Am vândut tot ce am. La ce ai avut parele de vândut? O, multe, spune el. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul se crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Da. Sunt tăiat în prejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Pavel, cât te-a costat să ajungi la toate acestea? Toată viața mea de până acum. Toată viața mea. N-am avut timp de joacă, n-am avut timp de prostii. Am stat și am investit în povestea asta. Și de aceea am ajuns mai înaintat decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine în religiunea iudeilor. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina comorii. Care e comoara? Hristos. Din pricina lui Hristos. Dragii mei, ar fi o tragedie să vinzi tot ce ai, să desgropi repede comoara din țarină cu țarină cu tot, pentru că acum e din punct de vedere legal a ta, și când te uiți în vasul respectiv, comoara să fie falsă. Și aici este marea problemă cu semănătorii. Pentru că toate lucrurile se strecoară pe furiș și sunt toate ambalate așa de frumos, încât ai impresia că tot restul din viața ta a fost gunoaie pe lângă asta și le repezi pe toate, îți arunci în aer, s-a prins corabile și pe urmă te uiți mai atent la lucrurile acestea și descoperi că... Lasă-mi voi să vă dau un exemplu.
zile trecute a poposit la noi în casă o familie. Era un drum spre Viena, ne-a sunat din Iași, s-a oprit la noi. Și fratele lui era unul dintre cei entuziaști care a organizat nopțile de rugăciune la București, fiecare vineri seara. Și din nopțile cu rugăciune a început toată mișcarea, cum îi zice, străjerilor, nu? Și am stat și m-am uitat la el și îl întreb pe el, ce mai face fratele tău? Știam că a rupt-o cu ei și s-a întors înapoi și a cerut iertare la biserică și s-a întors înapoi în adunare. Și ce s-a întâmplat? Well, atâtea lucruri sunt pe piață care îți par. Asta mi-a lipsit. Asta este adevărata comoară. Well, vinzi tot ce ai, îți arunci în aer, corăbile și numele bun și toate lucrurile până atunci și te duci după ea. Și treci o vreme și începi să se vădească realitățile. Și îți dai seama că ai fost păcălit într-un fel. Ai fost păcălit. Dragii mei, înainte să îmbrățișați lucruri și să vindeți ce aveți și vă cumpărați comori, gândiți-vă pe ce dați banii, energiile, numele vostru bun, sufletul vostru. Uitați-vă la Pavel. A trecut o vreme, a putut să verifice lucrurile și el continuă, zice, ba încă și acum, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Nu numai că am vândut și am cumpărat, de atunci nu fac altceva decât să verific toate aceste lucruri. Și eu zic, asta este, comoara este reală, da? 24 de carate, da, comoara este reală. Pentru El, pentru Domnul Iisus, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprienie a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprienirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să fiu să mă fac părtaș cu suferințele Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea morților. Nu că am câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg. Alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Observați, dacă ar fi să iei ca întreg capitolul acesta, aveți titlurile, pildele din capitol. Uitați, pământul este inima omului, sunt doi semănători, două feluri de semințe. Chiar dacă ai reușit să eviți semințele cele rele și pe semănătorul care ține de cealaltă împărăție, nu uita, procesul este încet, dar sigur, așa cum aluatul dospește toată plămădeala, cum sămânța de muștar devine un copac mare, așa, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu nu stă pe loc. Știți ce se întâmplă când nu ai răbdare? Încep să cauți. Și orice trece pe sub nas, poate asta e drumul. De vreo 20 de ani stau și eu de vorbă cu păstorii din comunitatea noastră. Acum le mai încetinesc, dar trebuie să vină alții să o facă. Dar mă uit în special la cei care termină la București sau la Oradia și vin în comunitatea noastră, între vreo 270 de biserici. În comunitatea noastră și văd, dragii mei, cum câte unul vine la mine după 5 ani și îmi spune, ai, ce fraier am fost, am pierdut 5 ani în viață. Știți ce le spun? Dacă o ții într-o direcție ca melcul, tot ajungi undeva. Dar dacă începi să țopăi dintr-o parte în alta, ba asta, ba cealaltă, ba aici, ba acolo, îți trece viața și n-ai nimic în pumn. De aceea, mai întâi gândește-te, de ce te-ai pune într-o direcție și dacă ești convins de ea, stai pe ea. Stai pe ea. Dacă ai greșit drumul, pocăiește-te, fă stânga împrejură. Da? Numai două posibilități sunt ca să biruiești. Dacă ești pe drumul bun ca Pergamul și ca și, nu ca și Smirna și Filadelfia, du-te mai departe. Păzește ce ai.
Dacă ai greșit direcția, ca și celelalte cinci biserici, fă-ți din împrejur. Dar există doi semători, două feluri de semințe. Sămânța are puterea să transforme pământul într-o chipul și asemănarea ei sau asemănătorului, pentru că sămânța este însuși cuvântul. Întrebarea este, cât de bine ai înțeles prețul comorii? Pentru că dacă nu ești convins de prețul comorii, de valoarea comorii, ai să schimbi, ai să o dai din mână, foarte simplu. Și aici e tragedia. Și nu uita, nici nu o să știi până la sfârșit ce s-a întâmplat. La sfârșit, îngerii produce la lumină realitatea. Pești bun, de pești răi, de ghina, de greu. Pavel a vândut tot ce are ca să obțină comoara. Oare eu am găsit cu adevărat comoara? Acum, una dintre pilde, și poate cea mai substanțială într-un fel, este pilda semănătorului. Prima dintre ele, capitolul 13, de la versetul 1, nu capitolul 134, ci numai capitolul 13 până la 23, pilda semănătorului. M-aș opri să răsuflați, dacă cineva are și o sticlă de apă pentru mine sau un pahar de apă, m-aș bucura. Merg mai departe în pilda semănătorului și până ne oprim pentru întrebări. Iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările cerului și au mâncat-o. O altă parte a căzut în locul pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată și pentru că n-a găsit pământ adânc, da, când a dat soarele, s-a pălit pentru că n-avea rădăcină și s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământul bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Toți erau de față, dar spune Domnul Iisus, cine are urechi de auzit, să audă. Versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, dacă nu credeți în predestinație, rog frumos să fiți foarte atenți. Pentru că aici aveți dovada ei. Mulțumesc foarte frumos. Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, lor nu le-a fost dat. Dacă nu ți este dat, nu ți este dat. Poți să te dai peste cap, da? Dacă ți este dat, îți este dat. Cine dă? Dumnezeu și treaba lui. Cine sunt unii și cine sunt ceilalți? Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, lor nu le-a fost dat. Ce înseamnă că unora le este dat și altora nu le este dat? Acum aș vrea să observăm textul un pic mai atent, să fim atenți la context. Versetul 1 începe așa. În aceea zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. Iisus. O mare mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să suie, să șadă într-o corabie și tot norodul stătea pe țărm. El i-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis. Și acum este textul care tocmai l-am citit. Iată semănătorul a ieșit să amene sămânța. Dacă mă uit la context, pot izola în textul nostru cel puțin trei entități. Este Iisus pe de-o parte, care a ieșit din casă, stătea cu picioarele în apă, pe nisipul mării și mulțimile s-au adunat la el. Deci sunt mulțimile la al doilea rând și erau ucenicii care după ce s-au închis întrerupătoarele, au uit la Domnul Iisus și au început să vorbească cu el. Pe de altă parte, ce mai văd aici? Când el spune pilda, vorbește despre patru categorii de pământuri. Pământul bătătorit, pământul stâncos, pământul spinos și pământul bun. Ce mai înțeleg din pildă? Puterea germinatoare, viața este în sămânță. Secerișul atârnă de pământ. Secerișul atârnă de pământ. Dar dacă natura pământului este un dat,
vouă v-a fost dat, lor nu le-a fost dat. Atunci, ce pot să fac eu dacă sunt un pământ bătătorit? Aș vrea să cred, dar nu pot să cred. Da? Sau sunt un pământ stâncos. Bucuros, dar sunt un foc de paie. Foarte repede toate se sting. Am luat decizii cu duiumul și un balon de săpun dispar după ce plec de aici. Sau dacă sunt un pământ spinos, sunt eu de vină că îngrijorările viacului acestuia nu-s puține și că în fiecare dimineață mă scol cu ele și mă culc cu ele seara? Și apoi, cu este dat să fie pământ bun, este dat. Deci am patru categorii de pământuri și atenție, pământul determină secerișul. Sămânța este aceeași pentru toate pământurile. Cum arată pământul inimii mele? Asta este o întrebare esențială. În ce categorie m-ar așeza Domnul dacă ar veni acum și s-ar uita la mine? Nu-i dați totul igor și descoperit înaintea lui. Starea inimii este un dat sau este o alegere? Ce ziceți? Starea inimii este un dat sau o alegere? Cu alte cuvinte, aleg să fiu o categorie de pământ sau este dat să fiu o categorie de pământ? Psalmistul spune că Domnul întocmește inima. Poate fi și un dat. O am să iau și eu un text din Biblie ca să ne bulgărim. În Ieremia, capitolul 4, versetul 3, spune așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Ce se scrie mai departe? Doamne, fă Tu treaba asta, că eu oricum nu pot. Dacă vă uitați la diateza de acolo, este reflexivă, dacă mi se pare, și mai știu un pic de gramatică, eu fac lucrarea și asupra mea se răsfrânge. Porunca este, deseleniți-vă un ogor nou, nu mai semănați între spini, tăiați-vă împrejur inima pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inima oamenii din Iuda sau al lui Iuda și locuitorii al Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să mai să poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Dar dacă într-adevăr mie mi este cerut să deselenesc ogorul inimii mele, să pregătesc inima pentru semănat, să nu mai seamănă între spini, acesta este un alt text, până când veți semăna între spini, spune Ieremia, întrebarea este cum pot să fac lucrul acesta? Uitați-vă încă o dată la pildă. Iisus propovăduiește, mulțimile aud, ucenicii întreabă. Care e diferența dintre mulțimi și ucenici? Fiecare duminică dimineață, indiferent cine ar vorbi, aveți aceste cel puțin două categorii de oameni. Toți aud, unii întreabă. Mai e vreo diferență între ei? Toți au auzit. Ce au în plus cei care întreabă față de cei care nu întreabă? Cereți și veți primi, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Ucenicii s-au apropiat de Iisus și au zis, de ce le vorbești în pildă? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, lor nu le-a fost dat. Dragii mei, faceți un experiment, îl spun peste tot pe unde umblu. Duminică dimineața veniți la adunare și foarte bine. Și un lucru care mi-a plăcut într-o biserică din California este că treceai drumul din sala de adunare și era un hol în care totul era donuts și cafea. Mai nu în donuts, dar era cafea acolo. Și oamenii începeau să sporovească. Dar asta se întâmplă, mă, nu știu, la voi în stradă, nu se prea poate ieși, curte n-aveți. Dar dacă ați trage cu urechea la discuțiile care se înfiripează între noi imediat după adunare sau înainte de ea, înainte să zicem că n-am auzit nimic, dar după adunare, știți ce se întâmplă și vorbesc în marea majoritate a cazurilor? În momentul în care s-a terminat predica sau cu o sfert de oră înainte, pac, 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 se închide întrerupătoarele. Nu uităm la ceas. Eram în Chicago la fratele Valentin Popovici pentru prima dată și ultima dată în viața mea. Da? Și l-am întrebat, știa multe despre mine, nu toate bune, dar l-am întrebat, ce să fac? Zice, pe 45 minute și termină la 12:30 și la 12 și un sfert se citeau ziarele din România și cânta fanfara purpuriuri. Știi ce s-a leat?
100 de cântări înșirat așa pe un lanț în, care nu se mai gata. M-am sculat la 12 și un sfert și am zis, sunt pentru prima și ultima dată între dumneavoastră. Mi s-a spus că pot predica 45 de minute și termina asta, 12 jumate, 12 și un sfert. Eu aleg să predic 45 de minute, cine vrea să plece la 12 jumate, nu sunt supărat pe el. După ce se termină adunarea, îl întreb pe gazda mea, de ce se întâmplă lucrurile astea? El se uită la mine senin și spune, eu îmi fixez ceasul la 12 jumate și am început la Domnul. Wow. Dacă așa vii la adunare, dragii mei, așa și pleci de la ea. Dacă n-ai nicio întrebare, să nu cumva să crezi că ce auzi nu lucrează în tine, o să ar putea să lucreze ceea ce n-ai dori în tine, pentru că auzi doar frânturi, pentru că lucrurile sunt neînțelese. Cui a fost dat să cunoască tainele împărăției, care și-a obosarea să întrebe, ce însemnează pilda aceasta? Ce însemnează cuvântul acesta? De ce scrie așa în Biblie? Cum arată căile Domnului? Dacă n-ai un loc în care să pui întrebări, aici nu se pot pune întrebări, aici suntem totuși în situații informale, vorbesc prea mult, dar dacă n-ai un loc, un grup în care să pui întrebări, dragii mei, pământul rămâne înțelenit. Nu ți este dat să cunoști tainele împărției. Celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Sau un alt text spune, chiar și ce îi se pare că are. Îi se pare că are. De aceea le vorbesc în pildă, pentru că ei măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți primi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tare de urechi, li s-au închis ochii, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii sau de cu urechea, să înțeleagă cu inima cine-i vinovat de pământul înțelenit. Domnul Iisus spune, ascultătorii, da? Inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tare de urechi și-au închis ochii ca să nu cumva să vadă cu ochii sau de cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu ca să-i vindec. Nu avem nevoie toate astea. Bifezi ritualul religios, te duci acasă, îți vezi de... Ai ascultat 1237 de predici și nu s-a întâmplat nimic în viața ta. Da. Dimpotrivă, devii mai rău decât mai bun. Dar fericit de ochii care văd, da? De ochii voștri că văd, de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le-auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați dar ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semnat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Aude cuvântul și nu-l înțelege. Dragii mei, de la auzirea cuvântului la înțelegerea cuvântului există o fază intermediare, care sunt întrebările. Nu pot să merg la observații, la interpretare, fără să pun întrebări. Întrebări de toate felurile. Dar ca să înțelegi cuvântul, trebuie să-ți iei oboseala, să faci mai mult decât să auzi. Trebuie să pui întrebări. Vine cel rău, răpește ce a fost semnat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locurile stângoase. Este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Well, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă cuvântul și ajunge neroditor. Citiți cu mine, să știu că sunteți treji. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, îl aduce roadă. Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Observați, care e diferența? Aude cuvântul și nu-l înțelege, sau aude cuvântul și îl înțelege, îl aduce roade. Ori ca să mă mișc dintr-o fază în cealaltă, trebuie să împese, să caut comoara. Da?
sau dacă s-a întâmplat să dau peste ea, să o iau în mână, să mă uit ce valoare are, după care să mă duc să vând tot ce am. Nu știu câți dintre noi suntem dispuși să dăm un ceas de televizor, un ceas de internet, un ceas de Facebook, un ceas de Twitter, un ceas de... pentru un ceas de cuvânt. Foarte puțini, da? Pentru ale avem timp, indiferent cât de obosit suntem. Cât de obosit suntem. Dar să iei cuvântul, să spui întrebări, să te frămâni, să mergi să întrebi, mă, pentru asta e mai greu. Acum mulți dintre voi venim de o bună vreme împreună, dar în pilda asemănătorului am, într-un fel, coloana vertebrală a viziunii împărăției, de care țin toate cărțile astea care le vedeți. Observați, aud cuvântul, înțeleg cuvântul și trăiesc cuvântul sau aduc roadă trăind cuvântul. Asta este viața creștină completă. Aud cuvântul, înțeleg cuvântul și trăiesc cuvântul. Las Duhului Dumnezeu să facă schimbările în viața mea. Mă deschid pentru lucrarea aceasta. Ca chipul lui Dumnezeu să fie dăltuit în mine, să dezbrac omul vechi, să îmbrac omul nou. Auzirea cuvântului l-am asociat cu pasul exegetic. Înțelegerea cuvântului cu pasul teologic și trăirea cuvântului cu pasul cultural. Nu te rog să iei din lume, să-i păzești de cel rău. Răgime, acolo, la locul nostru de muncă, în societate, suntem chemați să trăim adevărurile lui Dumnezeu, să întrupăm adevărurile lui Dumnezeu. Să las, când mă gândesc la viziunea împărăției, pasul exegetic, teologic și cultural, aud cuvântul, înțeleg cuvântul și trăiesc cuvântul. Și am vorbit puțin ziua de ieri despre această viață creștină integrată și relevantă în care am transformat profesia mea în culoarul sau în vehiculul preoției mele, în care am înțeles că eu trebuie să caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu, sunt preot al lui Dumnezeu și apoi sunt strungar sau inginer sau pantofar sau ce aș fi. Când mă gândesc la pasul exegetic, mă interesează un singur lucru, cunoașterea lui Dumnezeu prin studierea întregului său plan revelat în Scriptură. Dacă nu știi, face nimic altceva, în 80 de ore citești Biblia de la un capăt la celălalt cu voce tare. Fă-o, bătrânii noștri au făcut-o și erau mai stabili în credința lor decât suntem noi care luăm de aici și de acolo lucruri. Bătrânii noștri au făcut-o. Pasul teologic îți cere să faci pasul mai departe. De la cunoașterea adevărului la comunicarea adevărului, sistematizat în concepte teologice relevante. Comunicarea adevărului pe limba celor între care te-a așezat Dumnezeu. Și asta este un lucru greu de făcut, dar nu poți fără el. Ori degeaba vorbești despre adevăr dacă nu trăiești adevărul, mai ales în familie. În familie, dragii mei, viețile noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre. Și atunci, trăirea adevărului trebuie să-ți transforme întreaga viață. Să devii un lucrător creștin, să fi auzit chemarea lui Hristos, veniți după mine și voi face pescar de oameni. Asta este ținta noastră. Și noi pescuim lovindu-i în cap cu versete biblice, ci explicându-le pe înțelesul lor și dând socoteală de nădejdea care este în noi. Unde se frânge procesul în viețile noastre? Vreau să vă spun că din câte pricep eu și umblu așa că se termină adunarea printre frați, de câte pricep eu, procesul încetează după auzirea cuvântului, acolo se închid întrerupătoarele. Dacă aveți grupuri în biserica voastră, știu că la Metanoia aveți grupuri în biserică și știu că încercați să duceți mai departe sau să pregătiți predica sau cuvântul săptămânii respective, este extraordinar să ai un loc în care să poți pune întrebări liber, să zici, n-am înțeles, dar asta e aici acum, și acolo cum e. Este extraordinar lucrul acesta. În legătura frățească se înțelege cuvântul. În învățătura apostolului aud cuvântul, în legătura frățească înțeleg cuvântul. La cina Domnului, când asta stăruiau, biserica primară, vin cu ce am înțeles înaintea lui Hristos și el nu vrea multe povești din partea mea, să zic, da, orba, Doamne, vreau sau nu vreau să lucrurilor pe care le-am înțeles. Dacă zic, da, vreau să trăiesc, atunci numai rugăciunile îmi înduplecă inima să fac ceea ce știu că trebuie să fac și vreau să fac. Și acolo am nevoie nu să schimb în potențiometrele lui Dumnezeu, ci Dumnezeu se poate schimba în potențiometrele inimii mele. Fără să complic lucrurile, aș dori să mai iau un text. Îl știți cu toții pe din afară, spuneți-l cu mine. Cartea aceasta a legii
să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci... Fantastic cec în alb pentru Iosua, adică cecul este în alb doar dacă completez cecul cu ce spune. El și-ar fi dorit la trecerea Iordanului să poată să izbutească în toate lucrările lui și să lucreze cu înțelepciune, dar asta este valabil, cred că și pentru noi. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Asta cere timp, dragii mei. Și dacă nu fac timp pentru asta, povestea cu Facebook-ul și Twitter-ul și internetul și toate celelalte, undeva trebuie să faci o rocadă. Trebuie să-ți faci timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Să nu se depărteze de gura ta, asta mă obligă la o relație sistematică și sănătoasă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă l-ai în viața ta. O relație sistematică, sănătoasă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați, cuvântul are puterea să transforme pământul într-un chipul și asemănarea semănătorului. Dacă nu primesc acest cuvânt în inima mea, procesul nu are cum să mă ducă la asemănarea cu Hristos. Da? Dacă nu vezi schimbări miraculoase, repede în viața ta, îți aminte de grăuntele de muștar și de luat. De grăuntele de muștar și a luat. Cugetă asupra ei zi și noapte. Cugetarea este cheia înțelegerii celor citite și este pasul esențial pentru a putea realiza sau a putea conceptualiza adevărurile înțelese. Cu alte cuvinte, nu-i suficient să citești și să fugi, citit Biblia, citești, stai să curgezi asupra celor înțelese. De-aia memoratul Scripturilor este extrem de folositor. Dragii mei, sunt atâtea momente moarte în viața noastră, la coadă la pâine, la drum spre servici, în timp ce mașina merge și tu stai, la mai știu eu pe unde. Dacă ai cuvântul strâns în inima ta, poți cugeta la el zi și noapte. N-am știut când o să văd cu ochii și mă bucur de fiecare verset care l-am memorat. Eu nu citesc Biblia, intuiesc ce scrie pe ecran, indiferent cât de mare l-aș scrie. Da? Și de aceea mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Imaginați-vă cei care erau în pușcării, dacă n-ar fi cunoscut Scripturile. Ce perle a scos Dumnezeu din ei. Luați-l pe un Niculiță Moldovan, luați-l pe un sau o grămadă, pe un Richard Wurmbrand. Care este acel context de peste săptămână în care ca ucenicii poți pune întrebări legate de cele auzite? Păi, stăpânul ne stoarce, ne-a luat și paiele, trebuie să facem mai multe cărămizi, nu mai avem timp de... Nu aveți timp să povestiți cu copiii voștri, cu... folosiți orice, aici vorbim de homeschooling, da? Orice ocazie o poți folosi, asta a făcut Domnul Iisus prin pildele lui. Căutând să faci tot ce este scris în ea, studierea Scripturii trebuie să ducă la aplicare, la trăirea Scripturii. De aceea nu e suficient să bifezi prezența la adunare. Vorbește cu nevasta și copiii mai des și ei îți vor spune dacă ți-o folosit sau nu la ceva. Cei care se întorc și grupul nostru, cam toți se întorc de curând și v-am povestit de băiatul ăsta, nu știu câte facultăți, care editează cărțile mele la retipărire și trebuie pe nevastă sa. Zic eu, e vreo schimbare. O zicea, este. Măi, când au venit la noi în biserică, cei trei copii al lor neobișnuiți cu adunare erau ca gintuviu, pe sub bănci, peste tot. Am zis, ciulai, mamă, ce ne-am adus în biserică. Veniți astăzi, sunt acolo la fiecare adunare, unul lângă altul, lângă părinții lor. Ce s-a întâmplat cu ei, habar n-am. Dar sunt acolo, cu minți, sunt cu noi la grup, desenează, povestesc, îi tolerăm acolo, ei aud tot ce vorbim noi. Este incredibil. Când studierea Scripturii începe să-ți modeleze viața, atunci a împlinit și textul acesta. Știți imaginea? Adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne împrăștiem ca să-L facem cunoscut. Așa a definit John Stott, 85, biserica. Să fi rolul adunării, tocmai ca să dea putere și înțelepciune în a trăi și a vorbi despre adevăr în mediile în care Dumnezeu ne duce. Nu mai citesc rugăciunea Tatăl nostru, o știți și voi.
Dar nu uitați, prima noastră responsabilitate este Maria. Marta vine pe urmă. Marto, Marto, cu multe lucruri te frământ, un singur lucru trebuiește. Restul de Dumnezeu pe deasupra. E adevărat, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Dar întrebarea este cum le împletesc pe cele două. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Spuneam la întrebarea Elenei, împărăția lui Dumnezeu este inima în care El domnește, viața în care voia Lui se face. Împărăția lui Dumnezeu este aici, în mijlocul vostru, spune Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă veți avea timp, o să luați toate pildele, una după alta, aveți sta lângă ele, nu mă voia foarte mult vreme și nu cred că în 3 luni poți face toate astea. Dar puteți lua capitolul întreg și oricare din pildele acestea și să vă frământați cu ele. Dacă sunt întrebări, ne-am putea opta, ok, 6:30, poate am putea să ne oprim lângă vreo întrebare. Vă duc. Nu sunt întrebări proaste, numai răspunsuri proaste. Nu mi-a fost niciodată prea clar ce reprezintă 160-30. La ce se referă? Niște numerale. Ce anume? 160. Dar acolo este vorba de boabe. Dacă eu pun un bob în pământ și iese spicul, spicul acela poate să conțină 160 sau 30 de boabe. Ce-i pentru mine fascinant în povestea asta, doar că nu o pricep la agricultură niciun fel, este că eu am pus în pământ un bob și ăla mi-l iau înapoi, a fost al meu, eu l-am pus acolo, deși Dumnezeu mi l-a dat. Dar mă întreb, celelalte 99 de unde-s? Într-una din cărțile mele cu povești, aveți, nu știu dacă Filip l-a dus pe stand, povestea grăuntelui și a țărânii. Ce se întâmplă când grăuntele acela cade în pământ și grăuntele în umezeala și în întunericul pământului începe să umfle și pământul nu știe ce se întâmplă cu sămânța din el și la un moment dat sămânța scoate o mânuță din ea și încearcă să prindă pământul și pământul se retrage, zice, este un străin, ce face aici? Și sămânța se chinuie și mai scoate o mânuță și vrea să apuce pământul și pământul se dă înapoi și încetişor sămânța începe să dispară. Și când pământul aude gemetele seminței și că ea s-a consumat pe ea însăși, pleacă urechea să vadă ce se întâmplă acolo. Și în momentul în care pământul se deschide și intră în relație cu sămânța, sămânța începe să transforme pământul și să ridice spre cer. Se transforme țărâna în pâine caldă. Povestea sună iurit, probabil. Dar întrebarea rămâne. Eu am pus un bob de grâu. De unde sunt celelalte 99? Sau 59 sau 29? De unde sunt? Și asta este taina împărăției lui Dumnezeu. Observați, nici unul dintre noi, fiind alungați din Eden, lipsiți de slava lui Dumnezeu, incompatibil cu cerul, n-avem ce căuta acolo. Dar dacă accept sămânța cuvântului Hristos, are puterea să mă nască din nou și să pornească o nouă ființă în mine, care să fie compatibilă cu cerul, să mă pregătească pentru tronul lui Dumnezeu și nunta mirelui ceresc. Dacă eu aș crede în tainele împărăției, sigur aș avea o altă relație cu cuvântul lui Dumnezeu decât am. Dar nu credem în ea. Și de aceea avem timp pentru atâtea alte lucruri, dar nu pentru cuvânt. Alții mei, eu vă spun experiența mea. N-am găsit nicio carte din Biblie care să nu fie absolut fascinantă. Și am predicat prin peste 50 de cărți din ea. Absolut fascinantă. Dar nu la început. La sfârșit.
după ce ai plătit prețul și ai, ți-ai rupt din sinuoase și te-ai frământat cu structura și când Duhul lui Dumnezeu începe să-ți arate frumusețea lucrurilor. Și asta nu se întâmplă ușor, pentru că plăcerea lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, ca nu oricine, ci numai împărații să le descopere. Tu alegi dacă ești împărat sau cerșetor. Dacă pui sau nu pui întrebări. Bucurile greu au fost sământările dumneavoastră ca să ajungeți în Corinț. Și să dați rog 160 sau 30. Asta știe numai Domnul. Da. Eu aș vrea să explicați versetul. Căci prin har ați fost mântuiți, dar prin credință, dar aceasta nu vine de la voi. Ce este dat? Darul lui Dumnezeu. De cine este dat? Ce anume? Credința. Ne este dată sau pentru că sămânța care a venit în inima mea mi este dată, că nu e a mea, nu vine de la mine. Sămânța? Inima e a mea. Deci inima mea, după ce primește sămânța, lucrează. Ca și un pământ bun, să zicem. Sau poate să nu. Ca și în celelalte trei cazuri. Deci din patru, numai într-un loc rodește. Poate că rodul poate fi aproape să acopere pe toate celelalte. Dacă dă 100, le mai acopere și paci pe celelalte. Problema este că eu nu pot fi deodată toate patru categorii de pământuri. E adevărat. Ci sunt doar una dintre ele. Da. Și nu pot să zic a patra categorie le rezolvă pe celelalte, pentru că celelalte sunt dați. Alte inimi, alți oameni, pot fi eu printre ele. Dar mai este încă ceva foarte important. Observați, există doar unul din cele patru pământuri care nu intră în relație cu sămânța. Ce am încercat să ilustrez eu cu pământul care zice, nu, n-am nevoie. Pământul bătătorit, sămânța cade, pământul nu se deschide să o primească. Și atunci vin păsările cerului și culeg sămânța. Sau vine cel rău, pentru că când nu intri în legătură sau în relație cu sămânța respectivă, atunci când nu înțelegi, când nu înțelegi, e acolo, pe pământul inimii tale, dar cel rău are vreme să o ia, să o ducă. Și cum o ia și o duce? Simplu, ce alte șoapte, alte învățături, alte lucruri. Predica următoare, care atunci când într-o biserică se predica Iuria, o predică de aici, o predică de acolo, eu vraiște, ce auzi azi, ștergi cu ce auzi mâine. Că nu se zidește sistematic în viața noastră. Dar celelalte trei categorii de pământuri se deschid pentru sămânță, se întâmplă ceva, de pildă, aș putea să îndrăznesc să zic, am fost născut din nou și în cazul 2, și în cazul 3, și în cazul 4. Dar în cazul 2 și 3, procesul este avortat. Dar procesul este avortat. De ce zic că am fost născut din nou? Pentru că e o nouă ființă care apare, răsare cu bucurie, până vine prima pală de vânt sau soare sau îngrijorile viacului acestuia, spini și neacă sămânța. Eu nu pot zice, nu s-a întâmplat nimica, pentru că acolo realmente a existat o germinare a seminței, o nouă ființă a apărut din sămânța respectivă. Dar procesul, dacă nu-l duci până la capăt, nu-ți folosește la nimica. De-aia spune Domnul Iisus, fii credincios până la moarte și îți voi da cuvântul vieții. De-aia spune Pavel în Corinteni, altfel degeaba ați crezut. De aceea spune Petru în capitolul 2, zice, s-au lepădat de stăpânul care i-a răscumpărat. Și de aceea în primul capitol Petru spune că deși am fost născuți din nou, vom fi mântuiți. Da? Mântuirea și nașterea din nou nu-i unul și același lucru. Este ca și cum procesul s-a pornit, dar dacă nu-l duci până la capăt, dacă nu aduce roadă, dacă nu mergi până la cules, procesul acela a fost abortat și oprit. Povestea moare. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit, făcut minuni în numele Tău? Domnul Iisus nu zice, n-ați făcut. Și plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Niciodată nu v-am cunoscut.
Dar cine toată povestea cu ștergerea numelui din Cartea Vieții, o găsiți în primul volum din Apocalipsa, îl retipărim acum că sunt epuizate, dar teoria mea este, teoria mea, voi nu trebuie să o credeți în niciun fel, dar dacă mă întreb în ce condiții se scriu numele în Cartea Vieții, Scriptura îmi spune fără putință etegală, în baza lucrării desăvârșite a Domnului Iisus Hristos pentru care m-am deschis. Dar dacă Domnul Iisus Hristos și-a terminat lucrarea înainte de întemeierea lumii, cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a odihnit la umbra crucii lui Hristos în ziua șaptea, n-am zis Iisus, am zis Hristos, da. La umbra crucii Fiului Său care a acceptat strigă mielului Dumnezeu în veșnicia trecută, atunci condițiile ca numele tău să fie scris în Cartea Vieții au fost create de hotărârea lui Hristos și de planul lui Dumnezeu. Dar atunci concluzia este absolut dramatică. Viața asta, indiferent câți ani îți dă Dumnezeu, are un singur scop, să iei o singură hotărâre esențială, restul n-au valoare, zgunoaie, să-ți păstrezi sau să-ți fie șters numele din Cartea Vieții. Ăsta e rostul vieții tale. Dragii mei, nu știu dacă Doru Popa era pregătit de plecare. Sigur nu. Da? Sigur nu. Când ai un infarct, cuscul meu a plecat 59 de ani, exact la vârsta lui, zoom, 2006, în 5 minute. 5 minute a fost salvare acolo, degeaba. Ei, întrebarea este dacă oricum ziua de mâine nu e a mea, nu e înțelept să iau deciziile astăzi, să zic, nu dau comoara pentru nimic în lume. Chiar așa cum zice Pavel, toate le socotesc ca un gunoi ca să-L păstrez pe Hristos. Să-L păstrez pe Hristos. Deci, ăsta este un alt element interesant, celelalte două categorii de pământuri, cel stâncos și spinos. Parcă toate sunt bune, dar procesul este blocat și oprit. Și atunci mă întreb, nu se merită să plătesc un pic de preț să pun întrebări ca ucenicii? Pentru că numai acelora le este dat, care caută, bat și cer, celorlalți nu le este dat. Cu alte cuvinte, tu hotărăști de care categorie ții. Acum, desigur, când ne facem teologia și nu uitați, bătrânul Guring avea dreptate, teologia nu se face, se descopere. Când facem teologia, ne alegem versetele care ne plac. Când descoperi teologia, te descalzi ca în fața rugului aprins și iei o carte din Biblie și stai pe genunchi și rogi pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Dragii mei, dacă lucrurile pe care eu le văd în Biblie nu le vedeți și voi, ce văd eu, poate că nici nu e adevărat. Și eu cred că ăsta este rostul comunității. Comunitatea este, dacă vreți, o realitate, o comunitate hermeneutică, biserica, în care ne adunăm la o altă, ne ascultăm unii pe alții, punem întrebări, să păstrăm curată învățătura. Până și mărturisirea de credință baptistă o spune. Să păstrăm curată învățătura. Nu-i tot una ce se predică în biserici, nu-i tot una cu ce îți hrănești sufletul tău și a copiilor tăi. Nu-i tot una. Cred că cei de la ecran ne spun că e vreme de pauză, da? Foarte discret semnal, cred că n-a stricat și în timpul predicilor să avem așa ceva, dar haideți să nu lăsăm cafea o să răcească, dacă o mai beți la ora asta. Vă așteptăm în sala de dincolo, 15 minute. Și revenim.